PNL are o serie de priorități legislative care pot influența în bine procesele electorale din România. Alegerile locale în două tururi de scrutin reprezintă nu doar opțiunea liberalilor, ci și a societății civile și a prim-ministrului desemnat. Vor insista totodată pentru anularea în Parlament a efectelor ordonanței 55, prin care PSD a suspendat legea pentru a permite migrația primarilor de la un partid la altul. O temă pe care Partidul Național Liberal o are în atenție de foarte multă vreme, am văzut că este una din dorințele străzii, una din dorințele cetățenilor români, anume alegerile în două tururi de scrutin. Înțeleg că domnia sa s-a gândit la această variantă. Nu știm care va fi decizia, dar vă spun că noi vom insista. I-am comunicat și aseară, discutăm și acum în interior, că vom insista pe două lucruri care cred eu că pot influența în bine procesul electoral din România. Odată ordonanța 55, care știți că e în Senat, cu raport, cred, dacă nu mă înșel, favorabil de la Comisia Juridică. Rămâne să vedem ce face administrația. Pentru că trebuie acea catastrofă de ordonanță făcută special de PSD în momentul acela pentru a câștiga alegerile, trebuie anulate efectele și trebuie în mod obligatoriu ca primarii care au migrat să-și piardă mandatul și aleșii locali, că n-au fost doar primari, au fost și o grămadă de consilieri, județeni, municipali și așa mai departe, locali. În ceea ce privește comasarea tuturor tipurilor de alegeri care presupune modificarea Constituției, suntem de părere că acesta poate fi un obiectiv al unui Parlament nou legitimat de cetățeni. A doua propunere cu care noi o să încercăm să facem un dialog nu doar cu premierul desemnat, premierul și cu cabinetul său, ci și cu ceilalți, este tema alegerilor în două tururi de scrutin, pentru că vorbim de nevoia de legitimare a alesurilor. Dacă tot vrei să vorbești de un ales legitimat, și cu greutate, atunci te apuci și modifici legislația și poți să o faci cu puțină voință politică, într-un calendar scurt poți să o faci. Comasarea alegerilor, să știți că e o idee care ne preocupă nu doar pe noi. Am văzut cam toți liderii de partide politice parlamentare preocupați de acest lucru, pentru că altfel o să vedeți alegeri în fiecare an. O altă preocupare a liberalilor se referă la agenda publică. Setarea legăturii cu cetățenii trebuie să înceapă de la un proces temeinic de înnoire a partidului și de adaptare la cerințele societății. În acest sens, o atenție aparte se va acorda comunicării. Avem și noi. Haideți să le spun anumite lipsuri, anumite lacune în organizare, în comunicarea publică, lipsuri pentru care n-am putut fi cei care să conducă acum România printr-o guvernare liberală. Vă spuneam de acea analiză internă care să arate ce trebuie să abordăm, cu ce comunicator trebuie să abordăm, când, în ce termen, în ce calendar și așa mai departe. O analiză care va arăta foarte clar cum stăm și în ce direcție ne îndreptăm și ne asumăm clar niște obiective. Detalii o să vă putem da pe parcurs, pe măsură ce vom face, selecția echipei care va face această analiză, pe măsură ce vom fixa obiectivele. Oricum, în decurs de o lună vom putea să avem toate acestea puse la punct, ba chiar niște rezultate preliminarii.